Este a 12-a zi de război și încă una în care o lume întreagă se roagă pentru pace. Tot acest timp civilii mor pe capete în urma bombardamentelor care au loc în continuare în Ucraina. Pentru aceste fapte, spune președintele Zelenski, nu există iertare. Trupuri fără viață întinse pe jos, clădiri cuprinse de flăcări și mașini distruse. Imaginea din orașul Harkov în această dimineață, după încă o noapte de bombardamente. Atacurile nu s-au oprit nici astăzi. Nicolaev, oraș aflat în sudul Ucrainei, la aproximativ 65 de kilometri de Marea Neagră, a fost bombardat de sisteme de rachetă cu lansare multiplă. Yes, it was some bombing from the far distance. They hit some buildings, but that is rather far from the center. În urma bombardamentelor, mai multe locuințe și mașini ale civililor au fost cuprinse de flăcări. Cei care au supraviețuit atacului nu au putut decât să se uite cu amărăciune la locuințele distruse și să plece doar cu ce au pe ei spre oriunde. Și Irpin a fost sub bombardamente chiar în momentul în care trupele ruse ar fi trebuit să închidă focul pentru a permite civililor să fugă. În urma atacului, cel puțin o persoană au fost ucise, dintre care o familie cu doi copii care încerca să părăsească orașul. Familia, care mai avea puțin și reușea să fugă din calea bombardamentelor, a fost, din păcate, ucisă de armata rusă. În Hostomel, primarul orașului, alături de alți doi camarazi, au fost uciși în momentul în care împărțeau pâine și medicamente localnicilor. În tot acest timp, președintele Ucrainei continua să ceară ajutor. Це вбивство, свідоме вбивство. І я не почув сьогодні реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика. Реакції на цей анонс. Președintele Ucrainei a mai declarat și că faptele Federației Ruse nu au cum să fie iertate vreodată. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі і тисячі страждань, і Бог не пробачить ні сьогодні, ні завтра, ніколи. І замість прощеного буде судний день. Volodymyr Zelenski a mai spus că sancțiunile impuse de comunitatea internațională împotriva Federației Ruse nu sunt suficiente și cere impunerea unor sancțiuni și mai drastice.